Thank you.
așa. A. Și la mine e... Dumnealui așteaptă și el. Nu știm. Noi, de când am venit, Dumnealui cântă. De un ceas? De un ceas, da. Și n-ați dat de vorbă cu el? Păi nu l-am întrerupt, că nu s-a oprit deloc. Și cântă în continuu de un ceas. În continuu, da. Asta-i ceva nou. E o surpriză, da. Eu, de când am venit, pentru că eu am venit prima, dumnealui începuse deja. Cânta singur, era deja început. Totuși, nu cântă rău. A, nu. Ne mai ține de urât. Eu, una, am uitat complet de tine. Păcat că nu știm ce cântă. Eu nu mă prea pricep, dar mi se pare ceva cunoscut. Și mie mi se pare că am mai auzit. O fi Handel. Handel sau Bach, precis, exclus. Nu e niciuna, nici alta. Și atunci ce e? Poate să fie orice. Ha! Atunci m-am lăpurit. Păi nu? Ori e interesant că execută fără partitură. Da, nu e rău. Are tot un cap. Și ăsta e un talent. Și dai că mi-o săracul știa să cânte la acordeon. Da, vezi că nu s-a transmis. Urechea muzicală rar se transmite. Nu se prea fumează aici. Fumați, doamnă. Fumați. Am pus tot un drac. Văd că le cam îngește dumneavoastră. Așa sunt compozițiile astea pentru foarte lungi. Asta trebuie să fie oboi. Voi să un violoncel? Da, una din două. A, nu, e violoncel. Violoncel curat. Violoncel. Absolut, sigur. Violoncel, deci. Tot e bine. Stau și mă gândesc dacă nu cumva e plătit. Credeți că e plătit? Altfel numesc. De cine să fie plăcit? De ăștia. Eu nu cred să fie plăcit. Atunci nu mai înțeleg nimic. Precis că e plătit. Nimeni nu cânt așa de capul lui. Nu e sigur că e plătit. Așteaptă și el ca toată lumea. Și de ce cântă? De ce nu așteaptă cum așteaptă toată lumea? De ce să nu cânte? Eu fumez. Lumea ta citești. El cânte. Pe mine să mă iertă. Eu nu găsesc asta normal. Ar cam trebui să fac o pauză. Pe mine, asta că el cântă, nu mă deranjează, dar mi se pare.
pare că am luat-o ca fază. Nu că e fază, dar se cam repetă. Era mai bun la început? Era, era. Dacă ar cânta ca la început, n-ați era. Eu, după părerea mea, ce e mult nu e. Chiar dacă nu e. Eu, dacă e muzică bună, pot să ascult și zile în șir. Ei, chiar zile în șir. De ce nu? Muzica bună pe un alt? Să fim serioși, cât poate să te înalți. Până la urmă, tot înnebunești. Asta depinde de cum. Vă spun eu, Doamne, poate fi și Beethoven. Te înalță cât te înalță și deodată bam, te dă la pământ și mergi și surzești. Ce spui dumneata n-are nicio legătură. Cum să n-aibă, taică meu, Dumnezeu să-l ierte? Cântam la acordeon, dar nu cânta tot timpul și de obicei cânta camera lui. Eu zic să-l rugăm să facă o pauză. Asta da, am drag, să tacă măcar 5 minute. Numai să nu se supere. Acum se supără, nu se supără. Eu zic că ar fi normal să facă o pauză. Să mă duc să-i spun? Mă duc eu dacă vreți. A, nu, că n-am nicio jertfă. Mă duc eu. Fii bun! Te-am rugat cu toții, dacă nu te superi, fă și dumneata o pauză. A zis ceva? Nimic. Parcă au aer. Ei, nu vorbiți așa, că poate să supără. De ce să te supere? E dreptul nostru să fie liniște. Nu, nimic mai înalt decât liniștea. A, nu! Că e prea de tot! Înseamnă că e pornit rău. Oricum, parcă sună mai bine acum. Sună tot ca de la. Poate n-a înțeles ce i-a spus. Mie mi s-a părut că am înțeles. S-o fi supărat de comentarii. Dar ție mare lucru am comentat. Am spus și eu, ca omul. Unii sunt mai sensibili. Dumneata, nu-i cunoști pe artiști. Nimic mai sucit ca artiști. Apoi dacă ăsta se cheamă artist? E plătit din gros, altfel nu-ți explic. Nu i-am spus ce trebuia. Așa se explică. M-am rugat să fac o pauză. Ce altceva puteam să spun? Trebuia să-i spuneți să tacă de tot. Asta trebuia să-i spuneți, să tacă și să aștepte omenește. Mie mi se pare că i-am vorbit omenește. I-am spus să fac o pauză. Păi a făcut o pauză, s-a șters pe frunte. A făcut o pauză și în pauză s-a șters pe frunte. Se poate însă să fie și surd. Muzician sunt. Dacă te iei după cum cântă, mai ca ar fi surd. Nu e surd, că auzi bastonul.
nimic. Că l-a văzut. Poate că doar l-a văzut. De ce? Du-te dumneata și spune-i cum crezi tu că e mai bine de spus. Ce să cred? Cred că trebuie să se simtă. Păi du-te și spune-i să se simtă. Poftim! Am început deja de tremur de nervi. O fi cântând pentru bani. Unii cântă prin gări pentru bani. Păi are lângă el vreo cutie de chetă, vreo șapcă, vreo pălărie, ceva. Eu n-am văzut nicio cutie și nicio pălărie. Pentru că nu v-ați uitat. Poate că are, dar nu v-ați uitat după ele și de aceea nu le-ați văzut. Să mă duc să trag o laită, să văd. De dimineața până seara. Și n-au văzut.
Dar e formidabil! Deci, a cântat și el! Atunci e precis angajat. Dacă a cântat și el, atunci precis e plătit și angajat. Și e clar. Cine să te angajeze pentru chestii de-astea? Să-ți poarte grija? Nu e, domnule, e de capul lui. Dar lume, lume era ca și azi. Și ce-au făcut? A făcut careva ceva? Nimic. Pentru că v-am spus, el a cântat ceva mai bine. Înnebunesc. Zău, când aud de chestia asta, că a cântat ceva mai bine. Cât de bine putea să cânte pe cuvânt. Asta e absolut intolerabil. Oricât de bine putea să cânte. Nici nu-i vorba despre asta, dacă suntem să ne gândim. Nu? Poate să cânte genial. Nu? Dacă nimeni nu face nimic, înseamnă că-ți bate joc de noi. Eu vă spun numai cum a fost. Acum, dacă dumneavoastră vă prindeți așa, înseamnă că n-ați înțeles nimic. Ei, stric și eu că nu mai pot! Vedeți bine că aici nimic nu este fix. Dumneavoicând, dumneata fumez, eu stric! Ei, eu zic să fim oameni. Să-i spunem franță ta. Sau să mai mute corpul. Să mai cânte și în altă parte. Exact. Du-te și spune-i dumneata că poate pe tine te înțelege mai bine. A, nu. Eu sunt prea nervoasă la chestii din astea. Eu când îmi tremură mâinile știu că e mai bine să nu mă fac. Eu am fost să văd de cutie. Mie mi-ajunge. Asta-i cur. Doar nu o să vă fie frică de el. Dar nu vorbește nimeni de frică. Mie mi-e frică să nu-i fac un rău. Parcă dumneata suferai cel mai rău de pe urmă. De ce nu te duci acum? Ți-i spui scurt ce-ai de spus. Eu sufeream cel mai rău. Eu cred că sufeream cât toată lumea. Doar nu o să stăm acum să măsurăm cât suferea fiecare. Asta chiar că mi se pare de neînchipuit. Dumnealui își bate joc de noi, iar noi măsurăm care cât suferă. Hai, mergeți odată și spuneți-i să tacă, că m-am săturat și de vorbărie și de toate. Eu mă duc, dar ați văzut bine că pe mine nu mă ascultă. Ba, o să vă asculte, că i-am spus destul de bine și prima dată. Ciocăniți puțin mai serios cu bastonul, ca să priceapă. Da, vă-ncum bastonul, poftim. Ciocăniți dumneavoastră dacă vă pricepeți așa de bine. Știți ce? Eu îmi pun față în urechi. Dar dumneavoastră faceți ce vreți. Ce să mai vorbim? Ce oameni! Dar încetează dracului odată! Mai înțelege-ne și pe noi. Suntem totuși niște oameni. Trei oameni!
Nu se poate în felul ăsta. Ce-i mult, nu-i bun. Gata. Încă o dată, te rog, să nu te scuți. Dar nu se poate aștepta așa. Nu ne spăsăm! Destul!
pure! Da! Monstru! Questi! Butoiule! Ce vrei? Ce? Vrei să dai? Da! Ui, tu mă ce? Vezi la ce? Ne opliți? Poftim! Și mi-ai zicea să-l dăm afară! Cum să-l dai afară? Dumneavoastră cu doamna zicea să-l dăm afară. Eu n-am zis să-l dăm afară. Era să o pățiți. Nu trebuia să-l lovim în violoncel. Asta stârnește. De unde să știu eu că stârnește? Am lovit ca să-l opresc. Nu! Da, dar era vorba. Să-l dăm mai mult. Vorba! Asta-i bună, dar ce? I-am stricat tărăbaia. Ce? V-am stricat ceva? Nu i-am stricat nimic. E clar. Omul ăsta e periculos. Mă tem că am exagerat și noi. Măcar o fi înțeles. Să vedem. Poate că măcar de data asta tace. Iar se usucă. Mă întreb ce naiba are de asudă în calul ăsta. Eu presimt că de data asta o să tacă. Iartă-mă că ți-o spun. Dar tu presimți prost tot ceea ce presimți. O să vezi că o să înceapă ea. Dacă începe ea, eu îi smulg! Smulg pe noi în pepelea! Hai să-l lăsăm în placa domnului, chiar că l-am luat prea în serios. Oricum, de acum e prea târziu. Chiar dacă tace, tot e periculos. Mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă tacem, înseamnă că totuși nu e așa periculos. Cine știe? Poate și noi l-am deranjat și nu ne-am dat seama. Ei, nu! Cu ce l-am deranjat noi? Poți să-mi spui cu ce l-am deranjat noi pe dumnealui? Cine știe cu ce l-am deranjat? Pe unii îi deranjează muzica, pe alții tăcerea. Sunt oameni și oameni. Trebuie judecat. Și așa, și așa. Hai, nu-i mai găsi scuze, că nu-i cinstit ce-a făcut. Nu-i caut eu scuze, mă gândesc și eu. Tocmai ce ziceam, acum e clar, ori noi, ori el. Fantastic! Absolut fantastic! E prima oară în viață când mi se întâmplă așa ceva! Tu! Și nici măcar nu știm dacă e surd. Ce mai contează dacă e surd? Chiar și un surd tot ar fi înțeles. Și e și laș deasupra, laș! Ești un laș! Laș! Incredibil! Incredibil! Și taică-mi-o cântata se închipea în camera lui! Rar dacă l-a auzit cineva. Zău, parcă nu-i adevărat. Uite că e adevărat. Acum chiar că ar trebui să-i aruncăm violoncelul pe perioadă. Nu-i vrea dumneata să-i arunci violoncelul pe fereastră? Eu, ca să fiu cinstită, încep să mă tem pe moarte. Cel mai bine ar fi să-i facem în ciudă. Doamnă, dumneavoastră sunteți de o gentilețe infernală. Ei, că dacă pui la inimă tot, chiar că nebunești. Trebuie ignorat. Trebuie răspuns cu aceeași monedă. Apoi, eu sunt prea bine educată să
să mă apuc să cânt la violoncel. Să vorbi mai tare! Prea am vorbit în șoaptă! Și credeți că asta o să-l deranjeze cu ceva? Dacă vorbim noi mai tare? Pe ăsta nu deranjează absolut nimic. Putem noi să strigăm de-a binelea. Măcar să încercăm ceva, undeva, tot o să-l calce pe net. Se poate să n-ai greșelul cum se simi, unde să-l călcăm pe net. Pe călcâi, ca pe Achille. Nu mă faceți iluzii, doamne. Asta nu mai e o lume care se simți. Înainte, când tușeai puțin, toată lumea se simți. Nici nu trebuia să vorbesc. Deschideai puțin gura, făceai un gest. Era bun simț! Era de toate! Se purtau jupoane! Orice ar piele! Taică-mi-o cânta numai în camera lui! Singur! Noaptea! Numai noaptea! Și nimeni n-a știut niciodată! Numai eu! Numai eu! Și la noi cânta numai fanfara în parcul municipal și numai duminica, numai duminica, numai duminica, numai duminica, numai transpus. Ce vorbesc astăzi?
văd că ați ajuns să aiuriți cu toții. Eu nu aiuresc, par tot. Dar nu mi-e rău că s-a oprit. Nu e preferabil în muzicuta. Ziceam eu mai înainte că dinte pe dinte se scoate. Asta e scris întotdeauna. Încercați mai un pic. Acum că s-a lăsat prins, că vă caută soluție, nu e. Dar chiar s-a oprit? Sau? Sau? Poate ar vrea să încerce la muzicuță. A, nu. Eu lucrul ăsta din mână nu dau. Nu am de cură. De cura mea a fost. Eu nu suport. Atunci o să-mi omoară eu. Încetul cu încetul. Nu știu, dar eu muzicuța nu o dau. Dați-o, domnule, dați-o dracului să scăpăm. Dacă a tăcut, înseamnă că a vrut-o. Am văzut eu pe ochii lui. Am văzut pe față. Chiar credeți că a vrut? E bună? A vrut-o, a vrut-o, am văzut eu cum îi fulgera ochii. Am văzut eu, nu e așa că a vrut-o? A vrut-o, bestia, a vrut-o! Apoi să știți că e ultima dată când mă încerc. Poftim, iau! Iau, domnule! Iau și pe asta! Hai! Hai! Știu că o vrei! Hai, domnule, iau! Ia cu mitale! Hai, nu mă ține cu mâna întinsă! Vrei să încerci? Iau! Că nu-ți facem nimic. Ia-o! 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 Ăsta nu e om. Trebuie omorât. Nu știu. Faceți ce vreți. Dar ăsta nu e om. Păi nu vedeți că plânge? Cum să omori un om care plânge? Unde plânge? Plânge! Plânge! Chiar plânge? Eu nu văd că plânge! 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 Poftim! Imposibil! Ba da! Pare că se sfiorme el! Simte că i-a sunat sfârșit! Ce facem? Săracul! Îl mai omorâm sau nu? Hai! Hai să lăsăm să fugă! Hai! Fugi! Hai! Fugi! 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 Hai! Hai! Cum ce fugă? Că n-are nici măcar umbrelă! Dă-i-o pe a mea! Dă-i umbrela mea! Dă-i-o și pe a mea! Să le ia pe toate! Dă-i-le pe toate! Pune-i-le și dă-i-le pe toate! Strânge-le! Ia! Strânge-le! Pe toate! Pune-le! Hai, ia-le pe toate, Doamne Dumnezeule, bine că s-a terminat! Gata.
Nici n-am început să-l citesc. Așa mai merge. Parcă e altaia. Se poate trăi. Dar cu violoncelul, ce facem? Săracu, taică-miu, să fi trăit să vadă toate astea. Dar cu violoncelul, ce facem? Vreți puțină halva? Halva? N-am mai mâncat din copilărie. I-am tăiat. Da, bă, încă le toarnă. O să avem apă în pivniță. O să dea vânzânele pe afară. Dar cu violoncelul ce facem? Bună! Dar cu violoncelul ce facem? Acum chiar că aș putea să ațipesc. Ațipiți? Ațipiți pe vescuturi eu dacă e cazul. Dar cu violoncelul, ce facem? Și când te gândești cât ne-a chinuit? Eu am spus de la ce a trebuit luat discur. Până la urmă, tot cum eu am spus a fost. Și cu violoncelul, ce facem? Și acum, când te gândești, parcă nici n-am fost. Sari! S-a evaporat. Ce ție și omul ăsta? Dar cu violoncelul, ce facem? Undre unde? Unde nimic? Dar iată că se poate. Și o să stea și ploaia până la urmă. O să stea. Precis, o să stea. Și cu violoncelul.